150 de ani de la sosirea primei locomotive în Brașov, 150 de ani de istorie feroviară, o istorie plină cu care ne fălim atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al infrastructurii, Brașovul fiind cel mai important nod feroviar din centrul țării. Este o infrastructură care nu doar are istorie, dar are și viitor, pentru că la ora actuală avem proiectele pentru implementarea trenului metropolitan și așteptăm deschiderea programului operațional de transport pentru a obține finanțare nerambursabilă pentru operarea unui astfel de sistem, o infrastructură de care zona metropolitană are nevoie și care se integrează foarte bine în tot ceea ce Brașovul dezvoltă în sfera politicilor de mobilitate. Mobilitate sustenabilă, avem nevoie de acest tren metropolitan. În analizele și discuțiile făcute pe proiectul care este finalizat cu cei de la CFR, avem nevoie doar de sursa de finanțare pentru a putea opera această infrastructură. La ora actuală, proiectul de implementare a trenului metropolitan are trei faze. Prima fază putem opera pe ce există deja și asta înseamnă o folosință mixtă, cel mai probabil trenul cu hidrogen, pentru că există legătura către Codlea, care nu este electrificată. Există totodată un proiect la CFR Infrastructură de electrificare și dublare a liniei către Codlea, care ne-ar permite să trecem la utilizare electrică în cea mai mare parte a infrastructurii actuale și totodată un proiect de extindere a liniilor către aeroport și către BOD. Cele două proiecte sunt faza a doua, iar faza a treia este studiul de fezabilitate pe care îl desfășoară Agenția Metropolitană pentru a extinde toată infrastructura și să ofere o acoperire mai bună pe toată zona metropolitană. Dar ce avem acum, liniile istorice, liniile de magistrale, acoperă aproximativ 80% din nevoia zonei metropolitane și putem să operăm din momentul în care am avea primele trenuri. Legat de gară și de proprietate și de cum ajungem în termen scurt la o reabilitare a gării, există din luna martie cadrul legislativ care permite parteneriatele cu autoritățile feroviare naționale. Am avut discuții cu ministerul și avem interesul acesta de a ne implica și de a fi parteneri. Urmează să semnăm și să ajungem la forma finală a acordului de parteneriat în săptămânile următoare, iar în paralel în Comisia Tehnică de Urbanism proiectanții trebuie să vină cu modificările făcute asupra proiectului gării, astfel încât să aprobăm și să eliberăm autorizația de construire. Lucrurile acestea ar trebui să se întâmple în luna iunie, moment în care singura necunoscută va fi soluția de finanțare, dar municipiul este dispus să acopere o parte din cei 62 de milioane de lei necesari reabilitării gării. Estimat de proiectantul pe care CFR Infrastructură l-a contractat și care acum este în faza finală a proiectului tehnic. Deci este o fază avansată, ne trebuie doar autorizația de construire, după care ar trebui demarată licitația de lucrări de către CFR Infrastructură.